Această emisiune vă este oferită de firmele Gliga. Bună seara, doamnelor și domnilor. Curs ascendent al dolarului în comparație cu moneda europeană. În România continuă efervescența ultimelor zile înainte de alegerile locale de duminică. Suntem la șahmat. Am plăcerea de a avea ca invitați în această seară pe preotul greco-catolic Gheorghe Lupea. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și pe domnul profesor Ioan Costea. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Încercăm în această seară, împreună cu invitații mei, să comemorăm, să omagiem cu pioșenie, spun eu, memoria cardinalului Alexandru Todea. Ieri s-au împlinit 100 de ani de la nașterea sa, pe 5 iunie 1912. Dacă ar fi să pornim, domnule profesor, cronologic în istorie, să intrăm în istoria cardinalului, în istoria familiei, de unde am putea purcede? Sigur că trebuie să vedem și câteva aspecte ale evoluției din copilărie și până când a ajuns un adevărat sfânt. Cardinalul Todea, după cum este știut, probabil, s-a născut la Teleac, Teleacul românesc, deci de lângă noi, și provenea dintr-o familie săracă. Părinții lui aveau 16 copii, dintre care 3 băieți. Vreo 8 au murit mai tinerei, dar cel care avea să devină cardinalul Todea și-a urmat destinul și acest destin s-a impus în zona Reghinului, s-a impus în zona Blajului și de aici s-a impus în Italia, la Roma, ajungând în final o mare personalitate. Sigur, școala primară, ca toți copiii, au făcut-o la Teleac, la Căcuci, și de partea maternă se trăgeau din partea Căcuciului? Da, 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 de acolo. Și ziceam că mă bucură treaba să spun că clasa 5-a a făcut-o la liceu, la gimnaziul din Reghin, după care și-au urmat cursurile la Blaj și de aici studiile superioare teologice la Roma, de unde a venit o mare personalitate. Prin 1936 își termină aceste studii și, pentru că i-a plăcut la început, a intrat în învățământ. A fost profesor. Poate puțină lume știe despre cardinalul Todea că a fost profesor. Lumea ar trebui să știe și, iată, iarăși mă bucur că pe undeva sunt pe urmele evoluției școlii pe care a făcut-o cardinalul Todea. Și mi-a făcut studiile la Blaj, am cunoscut școala, am cunoscut catedrala, am lucrat vreo 39-40 de ani la liceul numărul 1, gimnaziu, apoi liceul Petru Maior, unde cardinalul Todea a fost profesor între 1945-1948. Perioada în care s-a întors la Reghin ca și protopop al Reghinului? Atunci a fost numit protopop la Reghin. De fapt, noi am avut o pleiadă de protopop și de personalități ecleziastice la Reghin, foarte cunoscute, începând, zicem, cu Petru Maior, protopop la Reghin, apoi Ariton Popa, preotul Maloș, și una dintre marile personalități foarte viguroasă a fost cardinalul Todea, care a predat la liceul Petru Maior latina și religia. Exact în perioada aceea foarte tulbure, la care cred că mă refer pe parcurs, dacă o să-mi permiteți, când îmi vine rândul. Așa, perioada după alegerile din 1946, alegeri trucate de regimul comunist. Și încă ce trucate, că de atunci s-a învățat lecția că nu e important cine votează, e important cine numără voturile. Când așa zisul bloc democratic a luat circa 24%, iar partidele istorice care erau atunci Național Liberal, Național Român Țărănesc, au luat peste 70%, când s-a prezentat rezultatul alegerilor la Moscova,
A fost o sugestie foarte bună lui Molotov. Dar schimbați, răsturnați situația și gata. Voi ați câștigat cu 70% și așa a rămas în istorie un fals care, iată, ne-a costat 50 de ani de istorie tumultoasă, cu ocupație, cu despăgubiri de război, cu comunismul, pe care cardinalul Todea le-a simțit cu prisosință. Din plin. Să ne întoarcem puțin la copilăria cardinalului, părinte. Provenea din zona Teleagului, o zonă cunoscută în apropierea Reghinului. Era părintele, cardinalul, o figură, să spunem, exponențială, ulterior, a unei familii clasice așezate românești de țărani, cu frica de Dumnezeu, cu dorința de carte? Era o zonă a greco-catolicismului sau erau împărțite cele două zone de ortodoxism și de greco-catolicism în acest perimetru din apropierea Reghinului? Teleagul este românesc. În jurul Teleagului sunt și sate ungurești, dar Teleagul a fost greco-catolic și cardinalul Todea făcea parte dintr-o familie de țărani, nu foarte sărași, dar nici foarte bogați, dar niște țărani cu trăsături românești, țărănești și mai ales în credință, puternici în credință. Ceea ce a transmis, se pare, și cardinalului, ca și dânsul la rândul lui să transmită generațiilor viitoare și își dorea. Își dorea să ajungă preot. Exista tradiția, cultura țăranului român înspre muncă, dar în același timp și spre învățătură? Era o dorință a țăranului român ca și copiii să urmeze școală? Acum, domnul profesor a amintit că făcea parte dintr-o familie numeroasă. Sigur că dintr-o familie numeroasă, o parte din copii pleacă din localitate să realizează în alte feluri, merg la școală, studiază, ca apoi să se ajute unul pe celălalt. Cam așa a fost și în familia cardinalului Alexandru Todea, dar eu vreau să mă leg un pic de mai mult de cele spirituale, de la hirotonirea dânsului ca și preot în anul, și am aici în fața ochilor o pliantă de pe vremea aceea, de când dânsul a fost hirotonit, și o am de la o bună creștină de-a noastră și o bună colaboratoare a dânsului, care și ea a făcut 15 ani de închisoare la Mislea, pentru că îndrăznea să ducă o parte din corespondența dânsului la atașatul papal O'Hara la București, din acea vreme. În acea vreme. Și așa a fost prinsă și a făcut la Mislea 15 ani de închisoare. O admir, o consider ca o a doua mama mea, întrucât prin ea am ajuns să-l cunosc pe cardinalul Todea și prin cardinalul Todea am ajuns să fiu preot. Am fost colegi la Republica, am spus mai înainte, iată că din Strungar am ajuns preot, pentru că m-am întâlnit cu dânsul. Credeți că v-a marcat această întâlnire? Da, o întâlnire. V-a marcat destinul ulterior? Mi-a schimbat total destinul. Pentru că era o personalitate puternică. Și mai ales am depărtat de la subiectul. Vorbeați de hirotonisirea cardinalului. Da, după aceea să vă spun prima întâlnire, cum l-am cunoscut în realitate pe cardinalul Alexandru Todea. Deci, în amintirea irotoniei mele într-un preot și a primei mele sfinte liturghii, Roma, 25-26 martie, Buna Vestire, 1939, preot Alexandru Todea, Colegiul de Propagandă Fide. Și ce scrie jos? Binecuvintează, Doamne, pe tata, mama, frate, surori, rudenii, prieteni și pe toți cei ce m-au condus la Sfântul Altar. Pentru că am spus mai înainte că își dorea lucrul acesta. Apoi, tot legat de ea este Alexandru Todea, preot, 1939-1989, 50 de ani de preoție. Și ce scrie aici? La popasul celor 50 de ani de viață sacerdotală, îți mulțumesc, Dumnezeule, pentru binele ce l-am făcut, care nu este al meu, ci al tău. Și cer iertare pentru greșeli care nu sunt ale tale, ci ale mele. Deosebit. Și spune asta la Reghin, 25 martie 1989.
Deci o păstrez asta ca o amintire de la, o amintire de, de la doamna Valerica Moldovan, de care v-am vorbit mai înainte, și care m-a condus, mi-a condus pașii la cel care avea să devină cardinalul Alexandru Todea. Dar înainte de asta l-am cunoscut, l-am cunoscut la o mormântare. Era în timpul regimului comunist și am rămas mirat. Eu iarăși fac parte dintr-un sat greco-catolic de lângă Blaj și în copilărie mi-amintesc cum securitatea îl căuta pe preotul greco-catolic. Și preotul de la mine din sat, Seicean Gheorghe, a stat 8 ani ascuns între două ziduri. Urca prin pod, încoace era camera, dincolo era altă cameră, nu se știa intrare, nu era intrare decât pe sus prin pod. Iar cu mama asta se înțelea ca prin sistemul ăsta, cum îi spune, morse. Morse, dar cu lemnele prin sobă, pentru că soba era proată, nu era chiar în, în zidul acela. Povești. Și așa se înțelegea că stătea securitatea o săptămână. Și atunci când am ajuns prima dată la dânsul, lucrul acesta m-a întrebat, din ce sat ești? Și ce preot ai avut în satul tău? Dar l-am cunoscut, am spus, prima dată la o mormântare în anul 1989 la familia Maier, care stă pe undeva pe lângă liceul 1. În spate este o stradă înfundată, nu știu cum se numește strada. Și lucrând la Republica, am văzut un alai, un alai de oameni. Ce este aici? Ce se poate întâmpla? Și auzeam, ăsta este părintele Todea. Ei, greco-catolic. Dar cum se poate să slujească el acum, fiind regimul comunist, și are curajul acesta? De ce? Cum? Eram interesat, cunoscând situația, de copil o știam situația preoților greco-catolici. Și atunci cineva m-a lămurit, care pe cineva, un frate, Ministerul de Interne, și-o accepta, dar cu mare protecție din partea poliției. Era poliția... Nu, procesiunea era foarte mare. Da? Mare, dar înconjurată de poliție. Poliție. Iar când am ajuns, de-am intrat pe strada Semeteului, se vedea un preot care ținea predica de la mormântare urcat pe o masă. Pentru că atâta lume era și nu s-auzea și atunci s-a urcat pe o masă și așa de acolo vorbea ca de la anvor. Cu siguranță, părinte, v-a marcat acest moment și vom reveni. De atunci mi-am dorit ca să-l cunosc, să-l cunosc în realitate. Vom reveni la aceste momente. Să ne întoarcem, domnule profesor, la Blaj. Era Blajul un faif al învățăturii românești din Transilvania? Era Blajul un punct de efervescență a spiritualității și nu numai românești? Blaj a fost cunoscut dintotdeauna ca un mare centru de cultură și un centru de greco-catolicism. Acolo au fost fel de fel de școli, începând de la școlile laice, comerciale, pedagogice, până la teologie. De acolo s-au lansat, au plecat multe personalități. La un moment dat, Blaj era cunoscut ca Mica Romă, pentru că acolo s-au format, s-au școlit mari personalități ale greco-catolicismului din România și preoți de mare valoare din întreaga țară, care au slujit, să zicem, religia greco-catolică. De aceea, Blajul a rămas multă vreme și acum parcă sămânța unei adevărate culturi a început să răsară, să înflorească, să se dezvolte, mai ales că acolo sunt înmormântați și mari personalități, inclusiv Inocente Micu Klein, în catedrală, și lângă el este mormântul lui cardinalului Todea. Deci, iată, un loc de pelerinaj pentru toți cei care... Pentru toți românii. Am putea defini pentru toți românii, pentru toți profesor. Românii. Păi nu mai vorbesc acum de greco-catolici, pentru că nu este cazul. Vorbesc de toți cei care au credință în cruce, pentru că ăsta este creștinismul, credința în cruce, fie ei ortodoxi, fie catolici, fie greco-catolici, fac pelerinaj la aceste mari personalități care au marcat istoria românească de lungul deceniilor și întotdeauna și pentru totdeauna. Pomenea părintele de această amintire care o are pe masă.
pilotul unui Siria Cardinalului. Era un traseu, un parcurs oarecum firesc pentru absolvenții de teologie sau pentru viitorii preoți, un traseu oarecum firesc în a merge la Roma, sau cei care se evidențiau exista o anumită clasificare de acest gen, vorbind de parcursul învățăturii lui Cardinalului Todea? Plecarea la Roma nu se face chiar așa, fiecare vrea să studieze la Roma, da, oricine. Trebuia să te evidențiezi și prin credință, și prin inteligență, și prin personalitate, și prin tot ceea ce te face să fii selecționat. La urma urmei, că de fapt a fost o selecție nu numai pentru Cardinalul Todea, a fost o selecție pentru toți cei care au studiat la Roma. Nu s-a dus fiecare cum a vrut. Ei, unii au reușit, alții au studiat la Roma și au devenit profesori, fie de latină, fie de italiană, fie de religie, iar drumul parcurs de ascendent spre cea mai înaltă, să zicem, funcție, cardinal, funcție se numește probabil, rang onorific. Da, da. Ăsta se face prin rezultatele care le-a avut fie la Roma, fie pe... Acum, exact, treptele nu le cunosc. Ideea este că trebuia să fii, cum spunea domnul profesor, foarte plin de har, foarte inteligent, foarte dornic de a dobândi cunoaștere în ale bisericii. Era un cuvânt și există și acum, la Roma merg cei mai buni. Deci în sensul larg al cuvântului. Bun la învățătură, bun în comportare, categoric. Bun sufletește. Și era o condiție care nu era obligatorie, dar se cerea. Să accepți celibatul. Un mare sacrificiu. Adică uman. Să accepți să rămâi preot celib. Putem vorbi de sacrificiu uman când vorbim de celibat? Nu știu dacă este un sacrificiu, pentru că cei care l-au urmat au crezut, nu i-a zis că e un sacrificiu, ci un beneficiu. Sau putem un beneficiu, o onoare, de fapt. O onoare. Deci pentru cei care și-au ales, au stat și-au înțeles, au gândit de mai multe ori și au spus da, așa voi face și așa au făcut. În momentul care reușești să ajungi la Roma și să termini o instituție de prestigiu de acest gen, există dorința, domn profesor, oarecum tot umană, de a te întoarce și de a împărtăși această învățătură bisericească celora de unde ai pornit? Categoric. Așa este. Și problema pe care o abordat-o părintele vis-a-vis de celibat ținea de morală. Numai că aceasta de fapt era o dogmă a Bisericii Catolice. Unirea cu Roma a impus și această prevedere. Preoții romano-catolici sunt toți... Celibi. Așa, necăsătoriți. Pentru că așa este prevederea religioasă. Și ce mai este o prevedere pe care eu am sesizat-o, probabil că nu se prea observă, femeile nu au acces la aceste... în rândul preoțimii. Nu cunosc, toate dumneavoastră să cunoașteți undeva vreo femeie preot sau ajuns mitropolit, cardinal, de-astea. Nu, n-am auzit. Lumea creștină în general nu este preot. Așa? Și ortodoxie și pentru nici că... poate cea mai pregnantă dogma. Na, și de aici, sigur, sunt multe, multe teorii, unele chiar acum apar, niște idei zisese lansate de Leonardo da Vinci, precum că totuși în rândul celor 12 apostoli ar fi fost și o femeie, probabil că a sezizat treaba asta, ultimele scrieri și apariții chiar cinematografice, este vorba de Codul lui Da Vinci, unde taie firul în film patru, foarte controversat. Și se pare că Biserica Catolică a putut să ascundă, este un fel de a zice, deci să
pună la secret anumite elemente dogmatice pentru marea masă a creștinilor. Domn profesor, multe părinte, sunt necunoscute. Da. Luăm o scurtă pauză publicitară și ne întoarcem.